Muscatul, plânge Ardealul și Banatul. Moldova și tot regatul. Din Constanța până Cluj și din Giurgiu până Ruș, varsă țara lacrimi grele, găurind pământ cu ele. Măi, frate, eu sunt departe, n-am ce face. Eu sunt departe, n-am ce face. Mă gândesc și scap pe ace. Stau și plâng ca o muiere, să-mi ajute n-apoi cere. Să-mi ajute n-apoi cere. Să-mi ajute n-apoi cere. Măi, frate, măi. Și mă gândesc la țara mea. Mă gândesc la țara mea, mi-am pierdut și liniștea. Măi, bade, am și bani, am și de toate, dar am pe limbă gust de fiere. Am și bani și de toate, dar nu mă simt în libertate. Măi, frate, măi. Și ne fălim, nu vedem țara. Și ne fălim, nu vedem țara. Măi, bade, dar sunt sute de hai care ne-o vând pe bastrăini, iar românii-s milioane, stau și plâng și mor de foame. Măi, tată, măi. Mulțumesc. L-ați ascultat pe Mirghiș Gabriel, coordonat și acompaniat de domnul profesor Oros Ilie cu piesa România. Mulțumim, Gabriel! Bună seara și bine v-am găsit la prima ediție a Festivalului Tânăr și Liber. Întrucât este anul centenar, astăzi, tinerii noștri vă vor încânta cu versurile poetice ale muzicii folk. După cum bine știți, scopul festivalului este de promovare a tinerelor talente locale. Acest spectacol nu s-ar fi putut realiza fără ajutorul primăriei, în parteneriat cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvani. Noi suntem Alexia Hosu și Alin Balteș și sperăm să vă simțiți bine în compania noastră.
Pentru o bună desfășurare a concertului, vă rugăm să vă închideți telefonul mobil. Prima trupă este formată din Ștefania Pătălău la voce, la bas, având-i alături pe Marcus Tamaș și Alex Punk. Deși cântă împreună de câteva luni, au reușit în scurt timp să construiască ceva frumos. Haideți să-i întâmpinăm cu aplauze! Bună seara, stimat auditoriu! Suntem onorați să vă cântăm în fața dumneavoastră și sperăm să vă placă ceea ce am pregătit pentru acest eveniment. Thank you.
Stimat auditoriu, ne bucurăm să fim în această seară în fața voastră. Avem o piesă destul de cunoscută și vă rugăm să cântați împreună cu noi. Colegiului Național Simeon Bărnuțiu, profil servicii. Deși au pasiuni diferite, muzica i-a unit și își doresc să vă încânte cu materialele lor. Haideți să-i ascultăm! Bună seara! În primul rând vreau să vă spunem că ne bucurăm că sunteți într-un număr atât de mare. Și chiar dacă avem puține emoții, sperăm că momentul să ne iasă la fel de bine ca la repetiții și să vă placă și vouă și să vă simțiți bine.
În continuare urmează o piesă mai emoțională, dacă pot să spun așa, dar sperăm să vă placă. Cântă de la vârsta de 13 ani și în prezent studiază la Școala Populară de Arte și Meserii din Zalău, unde este anul întâi. Haideți să o încurajăm! Bună seara! Mulțumesc că ați venit! Iar e subit de gesturi imprudente,
ca să te apropii și ca să te speri. Jur împrejur priveliște aberante, copii fragili lucrând părinții spate, bătrân cu sănii gri de ospepante, și al nostru-și veni spre zărul scate. Și te iubesc cu milă și cu frază, tot ce al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de al ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu frază, tot ce al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de al ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Mi-e dor de tine și îți caut chipul în fiecare margine a firii, în podul palmei dacă iau nisipul, simt unine jucându-se de-a mirii. Dăjăriți din rând în vreme, îți ași în răzit tare, ți se închină iubita mea cu foarte mari probleme, cu chip slavon și nume de regină. Și te iubesc cu milă și cu frază, tot ce al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de al ce capurează regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu frază, tot ce al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de al ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Și așa au dus-o prost.
Mulțumim, Daria! Urmează să o ascultăm pe Iulia Bob, elevă la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu. Pe scenă, pentru prima dată, a cântat alături de tatăl ei. Acum, se simte bine în fața publicului. Haideți să o ascultăm! Și toate ne-au numit numele, au rog. Poate e bine și fac.
În continuare, îl invităm alături de noi pe Balograul cu melodiile Clopotele Reîntregirii și Pădure Nebună. Este coordonat și acompaniat de domnul profesor Oros Ilie. Este în clasa a 5-a la Școala Gimnazială Silvania și studiază chitara de 2 ani. Haideți să-l încurajăm!